toată lumea vrea să știe ce aș fi făcut dacă n-aș fi câștigat. Bănuiesc că nu vom ști niciodată. Știți că în mod normal nu prea fac astfel de clipuri, dar ați fost câțiva care m-ați întrebat ce se întâmplă cu domnul E pe numele lui din buletin, așa că astăzi, oameni buni, vom afla care-i faza cu Kanye West și Adidas. Follow pe Instagram Seminedut, unde postez zilnic meme-uri fashion related, bagă și tu un like la clipul ăsta, abonează-te dacă n-ai făcut-o încă, dă și let's go! Să începem cu începutul. Te știe deja de ceva timp că domnul E nu prea are toate țiglele pe casă, cu tot respectul. Și aici vorbim din punct de vedere medical. În 2016, Kanye a fost diagnosticat cu tulburare bipolară și a fost internat de urgență la o clinică de psihiatrie. După ce a ieșit din clinică, a urmat un tratament special pentru persoanele care suferă de bipolaritate și totul a fost ok. Asta pentru câțiva ani. În februarie 2021, soția acestuia, Kim Kardashian, da, acea Kim Kardashian, îi cere lui Kanye cuvântul cu D. Nu vă gândiți la prostii, nebunilor, e vorba de divorț. O sursă apropiată a declarat pentru revista People că lucrurile au fost pe cale amiabilă între cei doi și că se apropie de un acord. Nu știu cât de apropiată a fost sursa asta, că informația pe care a dat-o a fost cam proastă. La scurt timp după divorț, Kanye a început să-și exprime pe social media dorința sa de a o recuceri pe Kim. Dar, la vremea aia, ea era deja combinată cu Pete Davidson. Da, cel Pete Davidson. Moment în care cred eu că e a încetat să-și mai ia pastilele. Să ne înțelegem, eu nu dau vina pe Kim pentru stadiul în care a ajuns Kanye. Se întâmplă și la case mai mari, nu? Femeia s-a săturat, pur și simplu. Divorțul era inevitabil. Chiar dacă au 5 copii împreună... Am mai văzut ratați pe net care o învinovățeau pe Kim pentru faptul că s-a despărțit de Kanye și de-aia a luat-o el razna și nu-și mai ia pastilele. Cred că voi ăștia care credeți asta ar trebui să vă luați pastilele. În același timp, pentru că vreau să fiu imparțial, o să vă zic că nici Kim nu prea e ușă de biserică. Ok, acum că am aruncat cu în amândoi, pot spune că sunt imparțial. Anyway, am deviat puțin. Bă, îmi cer scuze, știu că nu e ok să râzi de cineva cu probleme, dar postările lui Kanye din perioada respectivă erau aur pur. Au ieșit atunci niște meme-uri geniale cu el. Bun, fast forward mai târziu, Kanye avea să-și exprime în mediul online dorința de a încheia dealul său cu Adidas. Practic, s-a gândit că cel mai bine pentru el să-și facă sneaker și Yeezy în propria lui fabrică, pentru că el considera că Yeezy e mai șmecher decât Adidas și că nu are destulă libertate de exprimare sub contractul Adidas. Mai considera și că această colaborare dintre ei îl trage mai mult în jos, dar Adidas nu l-a lăsat pe Kanye să plece pur și simplu. Și înțeleg perfect de ce. Kanye era sub un contract în momentul ăla și nu putea chiar să facă tot ce-l taie capul. Ai semnat, respecti contractul, corect, nu? Până și cei de la Adidas au recunoscut că vor avea numai de suferit dacă e își ia jucăriile și pleacă. Anyway, după toată discuția asta, Kanye a observat că nu prea are ce să facă și trebuie să rămână la Adidas și a început să facă ce se pricepe el mai bine. Să înțepe! Un eveniment important din viața lui în perioada respectivă a fost albumul intitulat Donda, după numele mamei acestuia care nu mai e printre noi. Un album cu care a rupt toate topurile de peste tot în perioada aia. Perioada în care a scos album și Drake și se băteau atunci pe locul 1. Drake care e considerat cel mai bun rapper alive. E mea cel mai bun rapper alive. Albumul lui Kanye a fost ok, neașteptat de bun, dacă pot adăuga. Stai că vă vorbeam de înțepături. La lansarea albumului, Kanye a purtat outfitul ăsta, care ori ți se pare foarte tare, ori ți se pare o mizerie. Și chiar el a postat o poză a grilei sale de ținute înainte de listening party-ul pentru Donda. Observatorii adepți au văzut rapid o pereche de șosete Nike. Kanye a mai avut în trecut momente Nike fanboy sub contractul Adidas, dar datorită discuțiilor cu plecarea lui din perioada respectivă, dauna a fost mai mare pentru Adidas decât de obicei. Cam tot pe vremea aia, băiatul nostru Kanye a participat și la un eveniment Balenciaga, unde s-a prezentat cu outfitul ăsta, iar în picioare avea o pereche de Adidas Easy Foam Runner împreună cu o pereche de șosete Nike. O nouă zi, o nouă înțepătură. Vedeți, bă, dacă băiatul ăsta care mai știe și el fashion zice că e mișto să combini Nike cu Adidas, tu de ce ești fraier și nu poți? Ha? Ce zici? Tu ți-ai sfaturi de fashion de pe TikTok? Ah, ok.
Bun, după aproape un an de înțepături constante din partea lui Kanye, Adidas a ales în sfârșit să răspundă și uite așa s-au născut papucii Adidas Adilet 22, care basically sunt copii după Easy Slide. Chestie care l-a supărat tare rău pe Kanye, care a numit Adilet 22 a fake Easy made by Adidas themselves. Nu mai suport această copie flagrantă, a continuat West țintindu-l pe CEO-ul Adidas, Casper Rorsted. Asta e pentru toți cei care își doresc să se exprime, dar simt că nu pot din cauza că își vor pierde contractul sau vor fi numiți nebuni. Acești papuci reprezintă lipsă de respect pe care oamenii de la putere o au față de oamenii talentați. Bă, acum sincer, arată cam la fel ăștia. Ambele au cam același preț de retail, ambele sunt a bit chunky, ambele culori neutre, bate puțin la ochi. Oricum, Adidas a declarat că noi nu vedem similaritățile, boss. Bun, după toate nebuniile astea, Kanye declară într-un interviu pentru Complex că Adidas au fost de fapt primii care au început biful. El a zis că încă din 2019 până în prezent, o zi pe an are loc Easy Day. Adidas a inventat ideea de Easy Day fără aprobarea mea. Asta a fost declarația dânsului. Pentru cine nu știe, șocant, Easy Day nu înseamnă zi ușoară. Wow! Easy Day e ziua în care modelele voastre preferate de Easy-uri își iau mare ristoc pe aplicația Adidas. Chestie care l-a cam supărat pe Kanye. Pe lângă toate astea, de-a lungul timpului, cei de la Adidas au mai mărit stocurile Easy-urilor. Au adăugat culori noi și au mai adus și angajați noi pentru Easy Brand fără să-l consulte pe Kanye. La scurt timp după asta, West a apelat din nou la înțepăturile pe Instagram pentru a-l ataca de data asta pe directorul de top de la Adidas, acuzându-l că i-au furat ideile și că l-a lăsat în afara întâlnirilor importante cu privire la produse. To the creative director of Adidas, Alasdair Willis. Hai că i-am pronunțat numele bine dacă e. I've done songs with your father-in-law. Cum poți să-i vezi pe cei de la Adidas făcând ce mi-au făcut și să nu spui nimic și nici măcar să nu vrei să ne întâlnim sau să mă suni? De ce a trebuit să fac asta public? Asta a scris Kanye pe Instagram și la scurt timp a șters. Bineînțeles că fanii au rupt mimurile în două, iar după câteva ore, Kanye a rugat toți fanii să înceteze cu mimurile pentru că el consideră că Willis e de fapt băiat bun și că într-un final îl va suna. Au mai trecut câteva ore în care probabil nu a fost sunat și ghiciți ce? Kanye șterge și story-ul în care își roagă fanii să înceteze cu mimurile. Bă, mă simt ca și cum fac analiza unui episod de Keep Up with the Kardashians. În tot acest timp, unele celebrități s-au adunat în jurul lui Kanye pentru a-i arăta sprijin și chiar pentru a boicota Adidas. Oameni precum T.I., Swizz Beatz și Diddy au fost chiar foarte loud în ceea ce privește beef-ul ăsta dintre Kanye și Adidas. Dar ghiciți ce? După atât a presiune din partea tuturor, Adidas alege să nu răspundă acuzațiilor și să-și vadă de treabă. La ceva timp după, Kanye zice "Don't want no more smoke" și le tizuiește fanilor o nouă colaborare cu brandul Gap. Colaborare care din păcate nu a durat foarte mult pentru că Easy Gap trebuia inițial să colaboreze până în 2030, dar avocații lui Ye i-au acuzat pe cei de la Gap de încălcarea contractului, susținând că nu au reușit să distribuie în mod corespunzător marfa Easy Gap și că nici n-au deschis magazine speciale Easy Gap, așa cum s-a precizat în contract. Bun, mergem puțin înapoi cu povestea. După ce băieții au auzit intențiile lui Ye cu Easy Gap, Adidas a anunțat că relația lor cu Kanye West este în curs de revizuire, după o serie de comentarii publice pe care rapperul le-a făcut împotriva companiei. A durat cam mult, părerea mea. În aceeași perioadă, Ye se prezintă la Fashion Week Paris cu un tricou pe care scria White Lives Matter. Câteva zile mai târziu, conturile sale de Twitter și Instagram au fost închise după ce a postat niște chestii antisemite. După episodul ăsta, Adidas a început să se confrunte cu o presiune publică în ceea ce privește parteneriatul lor cu Kanye, mai ales fiindcă au mai avut în trecut niște legături cu partidul nazist din Germania. Ea a spus în cadrul podcastului Drink Champs următoarele chestii. Bă băieți, știți care e faza cu mine și Adidas? Pot spune literalmente orice rahat antisemit și Adidas n-are ce să-mi facă. Acum ce? Well, nu prea a avut dreptate, fiindcă imediat după asta, pe 25 octombrie, cei de la Adidas au avut un meeting în urma căruia au hotărât că în sfârșit a venit timpul să-l dea afară pe Kanye. Întâlnire care, by the way, a durat 2 minute, oameni buni. Adidas declară că ei nu tolerează antisemitismul și niciun fel de discurs instigător la ură. Imediat după asta, au scos de pe rafturi toate produsele Easy și au anunțat și toți retailerii de urgență să scoată tot pentru că momentan
an comercializarea Yeezy-urilor e interzisă. Gaura în portofelul celor de Adidas a fost cam de 247 milioane de dolari. Dar la scurt timp după asta, Adidas vine cu declarația șocantă în care ei zic că dețin drepturi de autor pe majoritatea siluetelor de Yeezy și că în curând vor lansa din nou Yeezy fără Kanye. Aparent, Kanye avea drepturi doar pe siluetele de Yeezy Foam Runners și Yeezy Slides, care, fie vorba între noi, în momentul de față sunt cele mai hype modele de Yeezy. În tot acest timp, toată atenția negativă se îndreaptă spre Adidas. The Wall Street Journal au scris că cei din consiliul executiv Adidas au fost avertizați în legătură cu riscurile asocierilor cu Kanye încă din 2018. Rolling Stone a aruncat o privire amănunțită asupra afacerii Yeezy și a descris-o ca fiind un loc de muncă toxic. Când n-avea ce face băiatul nostru Kanye, le mai arăta din când în când angajaților săi poze intime cu el și Kim. Bun, în tot acest timp, ei încearcă să-și reconstruiască brandul și businessul. Știți care a fost faza? A cam obținut ce a dorit, a rupt legăturile cu Adidas, dar prețul a fost imens, pentru că din momentul ăla, Kanye și-a cam luat cancel după toată faza cu comentariile astea. Totul a început cu bani pe toate platformele de social media și apoi Adidas, Balenciaga, Gap cu care avea proces, JP Morgan Chase, care era banca la care era el, ăștia i-au înghețat conturile, MRC, care aveau pe țeavă un documentar despre el, CAA, care era propria lui agenție, Foot Locker, TJX, Madame Tussauds London, The Real Real, toate astea au rupt legăturile cu Kanye. Pe lângă toate cele enumerate, absolut toți avocații lui l-au abandonat, inclusiv doamna Camille Vasquez, care e aceeași doamnă care l-a reprezentat pe Johnny Depp în procesul lui împotriva lui Amber Heard. Ai zice că și-a învățat lecția, nu? Ei bine, nu. După toate astea, e a făcut ce știa el cel mai bine și a răspuns. A spus site-ului de știri X17 că vinde hanorace de la branduri de lux precum Balenciaga pentru doar 20 de dolari. Zis și făcut. În același interviu a mai spus și că va candida pentru președinție în 2024, oameni buni. Bă, ești nebun, cât de departe poate să meargă bă omul ăsta? Incredibil. Pentru cine nu știe, el a mai candidat pentru președinție în 2020, dar a găzduit doar un singur meeting de campanie și a obținut doar 70.000 de voturi. După toate astea, oameni buni, Kanye West dispare definitiv și nimeni nu mai știe nimic de el pentru câteva luni bune. Stați până la final să auziți mare teoria conspirației. Așa, între timp, Kanye nu era singurul care suferea în momentele astea. Se estimează că linia Yeezy de la Adidas genera vânzări anuale de 1,8 miliarde de dolari, adică mai mult de 40% din profiturile companiei. Lovitura asta financiară i-a făcut pe cei de la Adidas să ia măsuri. De-aia am început să vedem din ce în ce mai des sneakers făcuți de Adidas, care arată foarte mult ca Yeezy-urile lui Kanye. Anyway, daunele sunt reciproce. Forbes a spus că net worth-ul lui Kanye a scăzut cu 1,5 miliarde de dolari, ceea ce face ca net worth-ul lui actual să fie de doar 400 de milioane de dolari. Ăia de la Forbes au zis doar, da? N-am zis eu. Bineînțeles că nu se putea termina aici, cum ziceam mai devreme. Adidas deține drepturi pe aproape toate modelele de Yeezy. US Patent confirmă, spre exemplu, că Yeezy 350 a fost creat de Nick Galloway, care e Adidas Vice President of Global Design, nici de cum de Kanye. Abia în 2016 au fost semnați termenii și condițiile de licență între ei și Adidas. Acești termeni spun că ei acordă licență celor de la Adidas pentru numele și marca lui Yeezy. Vezi de ce e important să citești mereu termenii și condițiile? Nu mai bifa așa, aiurea, uită-te și tu puțin înainte. Dar și Adidas are de suferit în urma acordului. Acolo mai zice și că trebuie să-i plătească lui Kanye partea lui de cașcaval. Până la urmă, numele Yeezy vine de la numele lui Kanye, nu? Așa că, ce credeți că au decis ei? Au decis să scoată aceleași modele de Yeezy-uri fără să fie branduite Yeezy. Chestie care nu le-a plăcut deloc fanilor, așa că Adidas a renunțat repede la ideea asta. În tot acest timp, am uitat să menționez că depozitele Adidas erau pline de Adidas și Yeezy, cu care pur și simplu nu știau ce să facă. Gaura în portofel era destul de mare. Ca să-și mai spele din imagine, la un moment dat au vorbit că vor să dea Yeezy-uri pe gratis oamenilor din țările defavorizate.
păcate. În același timp se discută și că vor să distrugă pur și simplu easy-urile rămase în depozite. Vă informez că aceste easy-uri din depozite valorau peste 500 de milioane de dolari. Deci întrebarea de pe buzele tuturor e: ce vor face cu easy-urile astea din depozite? Cei de la Adidas au răspuns că încă nu au o decizie și că nici donatul parcă n-ar fi așa ușor. Asta până în mai, când Adidas a anunțat că va vinde inventarul rămas de easy-uri începând cu sfârșitul lunii mai, anul ăsta. Într-un comunicat de presă, Adidas a dezvăluit câteva dintre siluetele și culorile pe care le vom putea achiziționa. Primii sunt Adidas Boost 350 Pirate Black, care e un model care a apărut prima oară în 2016. Direct șantaj emoțional. Adidas a mai spus că au preferat să vândă easy-urile decât să le distrugă sau să-i doneze. Again, ca să-și mai spele puțin din imagine, au zis că o mare parte din încasările astea vor fi date organizațiilor de caritate. Păi și tu te întrebi acum, care-i faza cu Kanye? Ei bine, Kanye de asemenea primește 15% din profiturile vânzărilor de easy-uri. Luna mai a fost cam ocupată și pentru el. În aceeași lună, Kanye a închiriat un spațiu pentru birouri într-o clădire din Los Angeles. Îți mai amintești ce ziceam eu mai devreme în legătură cu ce știe Kanye să facă cel mai bine? Ok, îți amintești. Clădirea unde și-a închiriat Kanye spațiu pentru birourile Easy e fix lângă un magazin Adidas. Bă, n-am cuvinte, sincer, e incredibil. Bun. În ziua de azi deja au fost lansate câteva din modelele de easy-uri de care ziceam mai devreme. Kanye și-a primit partea de 15% din ce știu eu. La fel, din ce știu eu, încă e banat pe toate platformele de social media și probabil va rămâne. Și-a refăcut viața cu noua lui soție Bianca, care sincer... Bă, îmi pare rău, știu că nu-i frumos, dar noua lui soție arată de parcă fosta lui soție Kim Kardashian și Pete Davidson ar avea o fică. Am zis, îmi pare rău. Încă o chestie înainte să încheiem, am menționat mai devreme că a fost o perioadă de câteva luni în care Kanye a dispărut. Când s-a întors, fanii au observat că arată puțin diferit și mulți au început să creadă că a fost înlocuit cu o clonă de către cei de sus, știți voi de cine. Eu personal nu prea cred în asta, dar dacă vreți o să mă informez mai mult și o să fac un clip separat despre toată teoria asta nebună. Să-mi dați follow pe Instagram Seminedut și să fiți atenți pe story-uri, că o să postez acolo un sondaj și să-mi ziceți dacă vreți să fac clip despre asta sau nu. Bun, ăsta a fost clipul despre Kanye West și Adidas. Știu că probabil nu sunteți mulți care ați ajuns până aici la final, dar știu că ăștia care ați ajuns apreciați cu adevărat clipurile mele, așa că vă rog și eu pe voi ăștia care sunteți aici cu mine să vă abonați și să dați un like clipului ăsta ca să intre la recomandat și să ajungă la cât mai multă lume. Să rămână! Lasă-mi în comentarii părerea ta despre toată nebunia asta cu Kanye și Adidas și până data viitoare, nu uitați, foarte important de reținut,